uite, tati, e o barcă care să-i salveze. Fugim, fugim să prindem valul, aoleu, ce e full de mașini. Bună dimineața! Suntem în cursă contra cronometru. Mergem să vedem. Ce, Ioane, la tine nu e dimineața bună? Ha? Suntem în cursă contra cronometru, mergem să vedem un fenomen natural unic în Europa și ne grăbim că suntem în întârziere, bineînțeles, ne-am trezit târziu, până am mâncat, până am băut, până am... se întâmplă. Chiar dacă ne grăbim, nu depășim limita de viteză, să nu luăm vreo amendă, vreun radar, ceva, Doamne ferește. Zice că mai avem 12 minute până ajungem acolo. Voi unde vă beți cafeaua dimineața asta? Eu o beau în mașină. Eu și-a băut lăptigul acasă. Eu beau cafeaua în mașină. Aoleu, ce bună e. E bună cafeaua, Ioane, știi? Am pus și un pic de lăptig de la tine. Ciurel. Îl avem pe Daniel, care este cameraman astăzi. Yeah. Uite, vezi cât sunt parcați pe aici? Uite. Să parcăm, să mergem și noi după ei? No. Hai să parcăm, să mergem și noi după ei. Urmărim oamenii, vezi cum se duc acolo oamenii? Îi urmărim pe ei. People. Da, follow the people. Noi trebuia să mergem, am zis că mergem un pic mai în față, uite, nu știu dacă vedeți, dar ne oprim aici. Mamă, tati, ia zicuța că e răcoare și nu vreau să răcești mai mult decât ești răcit. Ok. Uite, trebuie să trecem pe acolo, prin câmp, vezi? Hai să traversăm, dă mie mânuța, să traversăm. Trecem pe... ăsta e un drum național. Ia uite ce de mașini vin! Cum reușim noi să trecem strada, Ioane? Cum mă, nu știi? Nu știu. Cum mă, nu știi să-ți legi și reptul? Ți-e-ți plac alea cu Sky, a? Și celălalt? Da, bun, like this. A, ăla e făcut deja. Hai! Nu vine nicio mașină, avem voie! Uite ce de lume vine aici! Haideți să vă spunem acum despre ce este vorba. Deci se aliniază planetele și când este lună nouă, este cel mai mare val de flux sau de reflux. Și se formează niște curenți în Oceanul Atlantic care împing apa către oceanul, către Marea Celtică, și Marea Celtică împinge apa către acest râu care este, are gura de vărsare ca o pâlnie. Trebuie să trecem pe aici, tati. Hai, sus. Are gura de vărsare ca o pâlnie și tot curentul acesta de apă formează un val, opa, așa, de reflux. Un val de reflux care vine până aici pe râu, urcă undeva la 50 de kilometri pe râu. Înălțimea valului este de peste 5 metri primăvara. Noi sperăm să avem un val undeva de 3-4 metri. Este cel mai mare eveniment de acest fel din Europa și se mai găsește unul în China, care este peste 10 metri. Uite, vezi, acum curge apa, vezi? Cum se duce apa așa în jos, vezi bușteanul ăla pe apă? Se duce în jos și noi așteptăm și o să vină apa în sens invers, să vezi tu cum se întâmplă. Uite, deja sunt oameni în apă. Uite, tati, surferii sunt în apă acolo, îi vezi? Uite, surferii și foarte multă lume care vine să vadă evenimentul acesta. În trecut pe acest râu veneau englezii cu vapoarele, știi, din India, din... Și veneau cu vapoarele din tot, peste tot, de pe unde cucereau ei și aduceau marfa în Anglia și urcau cu vaporul pe aici, pe râu, când venea valul acesta de flux. This wave, this river goes all
all the way to London. Nu, ăsta nu merge până la Londra. Ăsta e Severn, la Londra e Tamisa. Ei intrau prin Tamisa la Londra, știi? Erau două râuri, unul la Londra și ăsta care venea către Țara Galilor și către Scoția. Ăsta merge către Țara Galilor, pe ăsta urcau galezii, vikingii, știi? Și pe celălalt, pe Tamisa, urcau englezii. Ăsta e al vikingilor. Da, și de aici se formează diferite canale care merg în stânga și în dreapta. Ia uite ce de lume e, băi, tati, băi. Și uite. Da? Și eu. Aici, nu? Stăm aici și așteptăm valul să vedem. Să vedem valul. Uite, nu știu dacă vedeți voi, băieții care sunt în apă deja, surferii, și așteaptă acest val. Este chiar un concurs. Este prin 1960 a fost primul om care a făcut surf pe acest val, pe râu. E un eveniment unic în Europa și foarte multă lume, foarte mulți englezi care vin să vadă. Ia uite, și sunt diferite locuri. Începe undeva la ora astăzi, începe undeva la 8 și jumătate, aproape de gura de vărsare. Ajunge aici la noi. Ajunge aici la noi undeva la ora 9 și 45, spun ei că ajunge, dar poate să fie diferență de un sfert de oră plus sau minus. Și ajunge, deci de la 9.45 aici, ajunge la 10.45 la noi în oraș, în Gloucester. Poate mergem și îl prindem și acolo, ce zici? Maybe. Fugim repede de aici, că el face cam 25 de minute de aici până în Gloucester. Și mergem și îl prindem și acolo, ne urcăm repede în mașină și fugim și acolo și îl prindem. Maybe. La pod, la over the bridge. Nu? Da, zooming on that. Uite, până jos la apă avem vreo 2 metri în momentul ăsta. Băieții sunt acolo peste mal, s-au agățat de copac, dacă îi vedeți. Și mai sunt câțiva surferi pe partea noastră de mal, pe partea dreaptă. Și foarte multă lume, foarte, foarte multă lume. O plimbare frumoasă în natură. Mi-ai luat o floare? Mulțumesc, tati. Mulțumesc pentru floare. Ia să vedem cum miroase. Miroase foarte bine. Yeah. Ia uite oamenii cu aparate foto, vai ce obiective profesionale au și noi suntem cu jucăria, cu GoPro. Hai să vedem, vine valul, vine valul. Știți melodia aia, vine valul și mi-a calul? Mi-a capra din coteț? Sperăm să nu ne ia valul. V-am spus, normal are 5 metri valul, dar să vedem cum o să fie astăzi. E 9.45 și pe internet scria că la 9.45 cum se aliniază stelele, luna cu marea și pământul, dar se pare că valul se lasă întârziat, doar e vedetă. Și așa sunt vedetele, se lasă așteptate. Nu mai durează mult și vine. Gata, vine valul. Ia uite-l, tati, cât de mare e, cum e? Cum e, tati? Ia uite ce mare e. Wow, super, să stai acolo, da? Eu mă duc un pic mai aproape. Cum ești? Îți place? Nu, tati, te rog frumos, nu veni aproape de mal. I want to get sprayed. Urcă până aici, sus. Yeah, I want to get sprayed with water. Da? Ia uite cum se vede. Vine. Wow, deci fii atent că sunt vreo 2-3. Ia uite, tati. Ia uite acolo pe mal, fii atent. Uite-te pe mal acolo cum se vede. Wow. Ia, ține tu camera asta. Dar uite-te la val, nu te uita la camera. Da, lasă camera, ține valul. Wow, it's climbing. Vezi cum vine? Ne face fleașcă dacă stăm aici aproape. Trebuie să ne dăm un pic mai departe, te rog mult. Uite-l că vine până pe mal. Ia uite. Ia uite cum se sparge. Uite-te pe malul nostru. Dă-te un pic mai departe, te rog mult. No, I want to get sprayed with water. Please, Daniel. Ok, here, done. Wow. Wow.
Hai, tati, mergem în partea cealaltă? After we see this. Păi numai, gata, aici s-a terminat. Haide să mergem la pod. Haide să vedem valul și de pe pod din Gloucester. Haide, hai să-l prindem și acolo. Ok, fine. Hai repede. Fugim să prindem valul. Aoleu, ce e full de mașini. E plin și n-am avut unde să parcăm. Dar îl prindem noi. Hai. Suntem sus pe pod. Ia uite ce de lume aici. Și cum îl vedem de aici? Că e prea multă lume, tati. Hai să vedem dacă poate mergem acolo pe stradă. Ha? Ia să vedem cum reușim noi să mergem acolo pe stradă. Hai să vedem la cât de multă lume e. La cât de multă lume e. Nu prea reușim să-l vedem. Ia, de aici nu reușim. Haide, vină înapoi pe stradă, tati. Nu, tati, hai pe stradă, hai repede. Hai. Legit, fugim și de aici. Mergem pe stradă, hai. Gând după val, greu, repede. Ușor, tati, hai, trage. Hai, mă. Hai, dă mânuța. Suntem pe stradă. Pe strada principală, hai sus. Hai! Atenție, trec ce o bicicletă, te dai într-o parte! Hai, tati! Gata! Am găsit un loc! Acolo sus pe pod era prea multă lume! Și nu puteam să stăm unul lângă altul așa! Mai ales în condițiile astea! Am reușit să vedem! Să ajungem în timp util să vă arătăm și vouă. Ia uite ce de lume e și acolo jos. Și podul ăla era plin de oameni. Ai văzut, tate? Era plin, nu puteam să stăm acolo, știi? Păi era prea jos și de jos l-am văzut. Trebuia să-l vedem de sus acum, știi? Asta e tot farmecul. Să-l vedem și de sus. Wow, vine! Wow! S-a mutat toată lumea de pe partea de cealaltă. Wow, look at all that fur! Vezi ce mică să vine? It's moving a whole dog! Și v-am spus, urcă 50 de kilometri de la gura de vărsare până în sus, către râu unde își pierde puterea. Wow! Wow. Uite, tati, e o barcă care să-i salveze pe cei care sunt în problemă. Aici e... Uite, tati, când vin și ies aici la mar, știi? Sau încearcă să iasă aici la mar. Come on.
said you father. Gata, trebuie să încheiem videoul, așa că... If you enjoyed the video, make sure to like, subscribe and hit the notification bell down below if you want to get the notification whenever we post a new deci, video. Abonați-vă ca să ne urmăriți aventurile și să aflați lucruri noi de aici din Anglia. Vă pupăm, pa, pa! Bye, see you next one!